Iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, pentru această primă zi din anul 2008, 1 ianuarie 2008, voi citi cuvântul Domnului din trei locuri diferite. Vom putea să urmărim și pe ecran ce suntem în biserică. Cântarea Cântărilor, capitolul 4 cu versetul 8, Isaia 27 cu 1, Deuteronom, capitolul 4, versetele 47 la 48. Vino cu mine din Liban, mireaso, vino cu mine din Liban. Vino, privește de pe vârful muntelui Amana, de pe vârful Senir și Hermon, din vizuinile leilor, din munții leoparzilor. În ziua aceea, Domnul va pedepsi cu sabia sa cea grea și mare și tare pe Leviatan, pe șarpele cel iute, da, pe Leviatan, pe șarpele cel inelat, și îl va ucide pe balaurul din mare. Israeliți au stăpânit țara lui Sihon și a lui Og, împăratul Basanului, doi împărați ai amoriților, care erau din coace de Iordan, spre răstritul soarelui de la Aroier, care este pe malul râului Arnon până la muntele Sion, adică Hermon. Amin. Iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, și dumneavoastră toți prieteni dragi care vă închinați împreună cu noi și ne ascultați prin intermediul internetului, radioului, televiziunii, la mulți ani. Și Domnul Dumnezeul Scripturilor să vă dăruiască un an 2008 plin de îndurare, plin de pacea și plin de bunăvoința Lui. Soția mea, Magdalena, mi se alătură în această urare, la fel colegii mei păstori și întreaga biserică Emanuel. Așadar, de câteva ore suntem în anul 2008. Dacă socotim anii de la crearea omului, în anul 2008 după Adam, s-a născut patriarhul Avraam, părintele poporului evreu. Doi ani înainte de nașterea lui Avraam, adică în 2006, de la Adam spre Iisus, spre noi, a murit patriarhul Enoch. Sem, fiul său, se pare că a fost unul dintre profesorii lui Avraam în ce privește pregătirea lui pentru a-L cunoaște pe Dumnezeu. Datele acestea sunt ușor de calculat, ușor de găsit pentru aceia dintre dumneavoastră care aveți răbdare ca a mea sau un pic mai bună, ca să socotiți cu meticulozitate anii după vârsta patriarhilor, în felul în care ei sunt înșiruiți în paginile Sfintelor Scripturi, în special în Cartea Genezei. Anul care abia s-a încheiat a marcat 40 de ani, deci sărbătoare mare, 40 de ani de la recucerirea Ierusalimului de către evrei din urma războiului de 6 zile, din 1967, între 5 și 11 iunie 67. Evenimentul a fost un eveniment cu răsunet mondial, un eveniment epocal care a făcut ca ceasul profetic să înceapă să bată mai iute și, având în vedere semnificația cifrei 40 în istoria lui Israel, cu siguranță că privind în viitorul imediat apropiat și în cel de lângă el care vine, mai puțin îndepărtat, ne putem aștepta la evenimente profetice tipice în relația lui Dumnezeu cu Israelul, care să marcheze societatea omenească internațională.
De asemenea, la sfârșitul anului 2007, între 15 și 17 noiembrie, aici, în Statele Unite, în Annapolis, statul Maryland, președintele american George W. Bush, împreună cu secretarul de stat Condoleezza Rice, a prezidat peste o conferință internațională la care au participat peste 40 de state ale lumii și de prima dată toate statele arabe, a cărui scop fundamental a fost acesta de a determina pe Israel, prin premierul Ehud Olmert, să cedeze presiunii pe care americanii, Uniunea Europeană și Națiunile Unite o fac, ca Israel să fie de acord cu crearea unui stat palestinian. Președintele palestinian Mahmoud Abbas a fost prezent și se înțelege în cercurile politice internaționale că numai prin înființarea unui stat palestinian și soluționarea problemei palestiniene se poate găsi o pace trainică în Orientul Mijlociu. Lumea creștină internațională, lumea creștină evanghelică, cea care crede în inspirația literară, verbală, a Duhului Sfânt a Scripturii și interpretarea literară a Sfintelor Scripturi, eu incluzându-mă acolo, am rămas consternat și cred că lumea evanghelică a rămas profund decepționată de acest fapt că premierul israelian Ehud Olmert, sub presiunea care este exercitată asupra lui de către puterile lumii contemporane, a făcut concesii ca niciodată în istoria lui Israel de după 67, și anume ca Ierusalimul să fie împărțit în cel puțin trei părți, Ierusalimul să fie dat în grija unui consorțiu, dacă vreți, a unui consiliu, deci să iasă sub autoritatea statului evreu, un consiliu format din reprezentanți ai Egiptului, Iordaniei și Palestinei, și Ierusalimul să devină astfel capitala noului stat palestinian care se va crea aici și despre care voi vorbi pe parcursul acestei perspective profetice. Lucrul acesta se întâmplă în zilele acestea când, tot anul trecut, 2007, Israel a publicat, ca să se cunoască și afară, eu știam din 2005 lucrul acesta, și anume un fapt și o descoperire, eu cred, senzațională și nu la întâmplare, fotografii făcute din satelit asupra teritoriului lui Israel au revelat ceva special, și anume între Ierusalim și Shilo, la mijlocul distanței dintre Ierusalim și Shilo este Betelul, exact în locul unde este Betelul, fotografii din satelit, și am să vă rog să vă uitați pe site acolo, au revelat ceva special. Observați dumneavoastră cercul acesta, și într-o parte și în cealaltă am pus și alb negru și am pus și color, cum arată harta. Este așa de mare scris, sigur că e de mâna lui Dumnezeu, pentru că nimeni nu și-a putut permite să facă lucrul acesta, și observați dumneavoastră aici, sunt literele ebraice, Iod, Het, Vav și Het. Aici sunt transliterate, transcrise în limba ebraică pentru cei ca dumneavoastră care vreți să cunoașteți ce se întâmplă, este Jehova, Yahweh. Este ciudat, deci este ceva, uitați și în partea aceasta se vede foarte bine, ca să se vadă din satelit, din spațiu, se vede că este scris foarte mare. Este litera Iod, este Het, este Vav și este din nou Het, uitați-le astea care sunt transliterate aici. La Betel s-a găsit numele lui Dumnezeu. Și lucrul acesta nu este lipsit deloc de importanță. Nu este lipsit deloc de importanță pentru că, aduceți-vă aminte de ce spune în Scriptură pentru prima dată, Betelul este primul loc în Scriptură unde patriarhul Iacob
are revelație cu Dumnezeu și spune, am găsit casa lui Dumnezeu. În Geneza 28:16, aveți pasajul, puneți înapoi imaginea acolo, observați acolo, vezi, 28:16-19, cuvântul Domnului spune așa, Iacov s-a trezit din somn și a zis, cu adevărat Domnul este în locul acesta și eu n-am știut. I-a fost frică și a zis, cât de înfricoșat este locul acesta. Aici este casa lui Dumnezeu. Betel înseamnă casa lui Dumnezeu. Aici este poarta cerurilor. Aici s-a găsit numele lui Dumnezeu, observați? Și Iacov s-a sculat dis de dimineață, a luat piatra pe care o pusese căpătâi, a pus-o ca stâlp de aducere a minte și a turnat un de lemn pe vârful ei. Nu fiți atenți acum ce scrie mai departe. A dat locului acelui numele Betel, casa lui Dumnezeu, dar mai înainte cetatea se numea Luz, adică Migdal. Migdal. De ce este important să știm lucrurile acestea? De ce este important pentru noi să știți lucrurile acestea în profeții? Ceea ce ați mai studiat puțin Scriptura cu mine, vă aduceți aminte, dacă vă uitați într-o traducere englezească, și vă rog să căutați acolo pe internet Ieremia 1:11, cred că NIV, New International Version, este un pasaj interesant acolo și vreau să îl citesc dumneavoastră în limba engleză, am să-l traduc și în limba română pentru cei de la internet, de la radio, de la televiziune. În românește spune așa, atunci Domnul mi-a vorbit, ce vezi Ieremia? Și eu am zis, ce ați spune? Văd un vegheator. Ia să vedem ce scrie în limba ebraică. Pentru că vrem să știm ce spune Scriptura în original, avem posibilitatea să studiem, mulțumim Domnului, și în felul acesta, de aceea, dacă reușiți să găsiți Sfânta Scriptură și am să vă necăjesc puțin, pentru că o să vă prind puțin prin Biblie acolo la internet, v-am făcut atent, îmi cer scuze, să găsiți niște pasaje biblice care să le puneți pe internet și să poată să fie urmărite de către biserică, de asemenea să fie cunoscute. Ieremia 1:11 este pasajul pe care îl căutăm. Frații, îl găsesc, vă aduc aminte că Betelul este la jumătatea drumului dintre Ierusalim și Shilo. Fiți atenți, la Shilo a fost cortul lui Dumnezeu, potrivit 1 Samuel 1:3, 1 Samuel 2:14, iar la Ierusalim a fost templul lui Dumnezeu. Sau între aceste două locuri este casa lui Dumnezeu, între aceste două locuri este numele lui Dumnezeu. Și nu uitați, în cuvântul Sfintelor Scripturi ne este spus că înainte locul se numea Luz și este important pentru că Luz însemnează Migdal, Migdal. Iar când în limba ebraică spune ce vezi Ieremia, acolo spune văd o creangă de Migdal. Nu scrie că văd un vegheator, văd o creangă de Migdal. Pentru dumneavoastră nu face sens, pentru că nu cunoașteți limba ebraică, nici cultura iudaică. Însă în limba iudaică, când spui văd o creangă de Migdal cu bobocii gata să pleznească, asta este expresă în limba ebraică, prin aceasta Ieremia a zis, da, văd o creangă de Migdal cu bobocii gata să pleznească. Și Domnul îi răspunde lui Ieremia 1:12, ai văzut bine, Ieremia, pentru că eu veghez asupra cuvântului meu să se împlinească. Nu face niciun sens în limba română. Și Cornilescu a fost negreșit să găsească o traducere corectă la lucrul acesta. Așa. S-a dus în Israel, per special, ca să vadă despre ce este vorba. Și a găsit în scrierile rabinice că această expresie, creangă de Migdal, când spui în limba ebraică, văd o creangă de Migdal. Ei, uitați-vă acolo. Therefore, this is the word of the Lord. Nu, 1:11. 1:11 îmi pune. Mi-a spus versetul 12 pe ecran. Când văd o creangă de Migdal, aproape îmbobocită, însemnează că a venit primăvara, însemnează că a venit un eveniment, un anotimp care nu mai dă înapoi, ci un anotimp care merge înainte. Bobocul se va desface, bobocul se va face frunze, bobocul se va face floare, bobocul se va face fruct, fructul se va coace și va fi seceriș. Deci a început un fenomen pe care nimeni nu-l mai poate împiedica. Asta vrea să spună în limba iudaică.
Și atunci Cornilescu a găsit pentru români o traducere bună. Ce vezi, Eremio? Văd un vegheator, pentru că pe mine nimeni nu mă poate împiedica să aduc la împlinire cuvântul care vi-l spun vouă, de la început și până la sfârșit. A găsit-o bine Cornilescu, pentru că el a construit o locuțiune verbală pentru noi românii să putem să pricepem taina Evangheliei. Și locul se numea Luz și vedeți cât este important lucrul acesta, pentru că Dumnezeu a folosit, uitați-vă acum, îmi cer scuze, the word of the Lord came to me. What do you see, Jeremiah? I see the branch of an almond tree. Deci nu văd un vegheator. I see a branch of an almond tree. Așa scrie și în limba ebraică. Să nu vă speriați, să credeți că predic din altă evanghelie, dintre a noastră predic. Numai trebuie să renunțați la ideile preconcepute care le aveți unii dintre noastre și să ascultați ce scrie în Scriptură. Așa. Inclusiv cei de la internet. Și chiar am să vă rog cu mult respect și cu multă smerenie, o să auziți lucruri care nu potrivesc cu învățătura dumneavoastră și cu cea cunoașteți de Scriptură. Nu fiți prejudiciați și vă blocați la minte când ați auzit ce nu înțelegeți. Ascultați până la capăt și reascultați argumentele, pentru că numai așa putem să percepem Evanghelia și să înțelegem adâncimea. Văd o creangă de migdal, adică îl văd pe Dumnezeu. Locul acela se numea mai înainte Luz. Știți de ce? Pentru că în Deuteronom, capitolul 12, versetele 11 la 12, cuvântul Domnului spune în felul următor, prin Moise către poporul lui Israel: atunci va fi un loc pe care îl va alege Domnul Dumnezeul vostru ca să facă să locuiască numele Lui acolo, în Canaan. Acolo să aduceți ce am să vă poruncesc: arderile voastre de tot, jertfele, zeciuielile, cele dintre roade și darurile alese pe care le veți face Domnului pentru împlinirea juruințelor voastre. Acolo să vă bucurați înaintea Domnului Dumnezeului vostru, voi, fiii voștri și fiicele voastre, robii și roabele voastre și levitul. Acolo. Domnul are un singur loc pe pământ unde și-a pus numele și unde l-a ales. El a scris acolo, în muntele, în muntele Betelului. Și de aceea Iacob n-a zis întâmplător, aici este casa lui Dumnezeu, aici este migdalul, aici este prezent vegheatorul, aici este prezent Dumnezeu. Migdalul de fapt a fost preluat și uitați-vă dumneavoastră, aceasta este menora, dar asta este o menoră artificială. Dacă ați vedea, deci candelabrul acesta care era în templu, dacă ați vedea această menoră făcută la lumânări, forma menorei este fructul de migdal, floarea de migdal mai degrabă, nu fructul, floarea de migdal. Toate luminile acestea, aici capul lor este floare de migdal, este floare de migdal, pentru că aici în lumină este prezența lui Dumnezeu. Aici în lumină este prezența lui Dumnezeu. Și de aceea, pentru mine și pentru credincioșii evanghelici, hotărârea de la Annapolis, Maryland, de a renunța la Ierusalim, de a-l oferi capitală pentru poporul palestinian, este o hotărâre ciudată. Dacă spui liderilor politici că au făcut o greșeală enormă din punct de vedere politic, te judecă că ești înguz la minte și spune biserica să nu se amestece în treburile de stat, că nici nu ne amestecăm în treburile bisericii. Nu ne amestecăm în treburile de stat și corect, să nu se amestece în treburile bisericii, pentru că nu le pricep. Problema este următoarea, frașesturilor, doamnelor și domnilor. Problema este aceasta. Orice președinte din lumea aceasta trebuie să aibă consilieri spirituali, dar nu religioși. Oameni care cunosc biserica, oameni care cunosc cuvântul lui Dumnezeu, ca să deschidă mintea președinților și secretarilor de stat, primilor miniștri, șefilor, executivelor, să deschidă mintea ce scrie în Scriptură. S-au supărat pe Petru Besson când a spus că dacă te atingi de Israel, șeful ăla politic va fi lovit. Dar el a vorbit un cuvânt al lui Dumnezeu. Nu este greșit din punct de vedere politic să spunem lucrul acesta. Ioel, capitolul 3, versetele 1 la 3, cuvântul Domnului spune în felul următor: căci iată că în zilele acelea și în vremurile acelea, când voi aduce înapoi pe prinșii de război ai lui Iuda și a Ierusalimului, Ioel, voi strânge pe toate neamurile
Le voi coborî în valea lui Iosafat. Acolo mă voi judeca cu ele pentru poporul meu, pentru Israel, moștenirea mea pe care l-au risipit printre neamuri, împărțind între ele țara mea. Să supără Domnul, nu interesează că îl cheamă George Bush sau Vladimir Putin. Se supără Domnul pe hotărâri de felul acesta. Au tras la sorți pentru poporul meu. Și acestea se întâmplă sub ochii noștri, sub ochii dumneavoastră, dar puțin din lumea evanghelică reacționează, pentru că se tem că vor fi criticați. Unii nu sunt pregătiți și sigur că se amestecă în lucruri pe care nu le pricep și nu le găsesc sensul scriptural. Dar biserica trebuie să stea în picioare, trebuie să știe ce crede. Și de aceea credincioșii evanghelici trebuie să vadă lucrurile acestea care se desfășoară sub ochii lor, sub mintea lor. Și trebuie să înțelegem că vremea este aproape, frați și surori, Doamne și Domnule, aproape să vină Domnul. Rabinul evreu Daniel Lapin scria la începutul anului 2007 că el este îngrijorat de soarta evanghelicilor din Statele Unite. În articolul său, rabinul Lapin demonstra că mass media americană și ultimele cărți produse în America atacă, acuză și ridiculizează credința evanghelică în favorul celei islamice. Titlurile cele mai frecvente de cărți noi care apar în America, publicate în mediile politice americane, hollywoodiene și islamice, se ocupă de degradarea Bisericii lui Hristos și nimeni nu reacționează. Am să vă dau câteva titluri apărute anul trecut și acum 2 ani. Fasciștii americani, creștinii de dreapta și războiul împotriva Americii. Nu așa sunteți fasciști americani. Botezarea Americii, religioșii de dreapta și planurile lor pentru restul dintre noi. Gogoși. Vină împărăția ta, cum distruge credința, religia de dreapta și cum amenință America. Împotriva bisericii. Religia periculoasă, pericolele ascunse ale creștinilor de dreapta, ale bisericilor evanghelice. Acestea sunt cărțile care se scriu și care se vând bine. De asemenea, rabinul Lapin citează pe profesorul ateist Richard Dawkins de la Universitatea Oxford, care afirma, citez: este una să spui că oamenii sunt liberi să creadă ce vor, dar trebuie oare să-i lăsăm liberi să-și impună credința copiilor lor? Am încheiat citatul. Și spun că nu se amestecă în treburile biserici. În concluzia articolului său, rabinul Lapin afirmă, citez: fără un creștinism curat și viu, America este pierdută, iar fără America, vestul este pierdut. De aceea eu, un rabin evreu ortodox, devotat supraviețuirii evreilor Torei și lui Israel, sunt îngrijorat de pericolul de a ceda la aceste presiuni a creștinismului american. Mulți dintre noi evrei suntem gata să stăm alături de voi, dar voi trebuie să aveți inițiativa de a conduce ca noi să vă urmăm. Voi trebuie să înlocuiți timiditatea voastră cu determinare. Voi sunteți sub atac. Acum este vremea să vă ridicați în picioare. Am încheiat citatul. Sunt îngrijorați evreii de noi și cei mai ortodoxi. Când spun ortodoxi, sunt aceia pe care îi vedeți dumneavoastră la televizor cu pălăriile negre și perciunii după ritualul Sfintelor Scripturi ale Legii și care se leagă în fața zidului plângere și citesc din Biblie. Ultra-ortodoxi. Cam acesta este anul în revistă, ca să vedeți unde ne găsim din punct de vedere profetic. Dar haideți în primul rând să vedem un orizont, 2008 și după acesta. Un orizont 2008 și după acesta. Ce devine tot mai clar în profețiile biblice ale acestor timpuri? Primul lucru pe care aș vrea să-l notați, însă într-o manieră, într-o înțelegere nouă, este vremea lui Noe și duhurile dracilor. Ce se întâmplă și în anul acesta și în anii imediat care vin? Matei 24, 37 la 39. Cum s-a întâmplat în zilele lui Noe? Aidoma se va întâmpla și la venirea Fiului Omului. În adevăr, cum era în zilele de dinainte de potop, când mâncau și beau, se însurau și se măritau până în ziua când a intrat Noe în corabie și n-au știut nimic până când a venit potopul și a luat pe toți, tot așa va fi și la venirea Fiului Omului.
1 Timotei, capitolul 4, cu versetul 1, fiți atenți. Dar Duhul spune lămurit că în vremurile din urmă, unii se vor lepăda de credință ca să se alipească de duhurile înșelătoare și de învățăturile dracilor. Foarte puțin înțeleg ce însemnează vremurile lui Noe. Pentru că spune, totdeauna a fost așa, oamenii beau, se însurau, se măritau. Nu aceasta vrea să spună Domnul Iisus Hristos și nu aceasta au fost vremurile lui Noe. Frați și surori, doamnelor și domnilor, uitați-vă în Scripturi, în vremea lui Noe au mai rămas 8 oameni curați pe pământ, 8 oameni curați, familia lui Noe. Restul omenirii, cum vă spuneam în alte ocazii, a fost o omenire pervertită, datorită încrucișării, ca să folosesc un termen accesibil tuturor de la ambonul bisericii, încrucișerii dintre demoni, numiți fiii lui Dumnezeu, și fetele oamenilor. Și cuvântul Domnului spune că în zilele din urmă lucrurile se vor repeta la fel. Ca să înțelegeți bine exact ce vă spun, vă rog să-mi puneți pe ecran Iuda, versetele 5 la 7, traducere românească, ca să poată să vadă frații. Și ne uităm întâi la versetul 5, ca să vedem ce scrie, apoi la versetul 6, care explică, și apoi 7, care trage linia concluzivă, să vedem cum arată aceste zile ale lui Noe și care vor marca anul acesta foarte puternic, mai ales că este an electoral în America. Vreau să vă aduc aminte, măcar că știți odată pentru totdeauna toate aceste lucruri, că Domnul, după ce a izbăvit pe poporul său din țara Egiptului, în urmă a nimicit pe cei ce n-au crezut. Întâi este izbăvire, întâi este răpirea bisericii. Versetul 6. El a păstrat pentru judecata zilei celei mari, puși în lanțuri veșnice, în întuneric, pe îngerii care nu și-au păstrat vrednicia, ci și-au părăsit locuința. Aceștia sunt demonii care n-au mai rămas demoni când spune și-au părăsit locuința din starea lor spirituală, s-au transformat în stare materială. Va zice cineva, este imposibil. Cum este imposibil? Iisus Hristos s-a întrupat, nu? Și el a avut trup spiritual înainte. Deci este posibil. Deci argumentul este tocmai vorba aia la Crăciun. Deci nu și-au păstrat starea. Și apoi spune, uitați să spune versetul 7. Tot așa, deci ca și îngerele dinainte care sunt în lanțuri, Sodoma și Gomora și jefețele de prin prejurul lor, care se deduseră ca și ele, la curvie au poftit după trupul altuia. Dacă este posibil, acum să-mi puneți în limba engleză versetul 7, în limba engleză, dar King James Version. Și veți vedea acolo că în limba greacă textul este mult, mult mai complex și King James Version prinde ideea aceasta foarte bine, versiunea King James de 1611, inclusiv New King James Version, dacă o aveți, prinde aceeași traducere și spune că au poftit after strange flesh. Adică după carne ciudată, după ce este nenatural lor. Și ce este zilele lui Noe? Zilele lui Noe spune că se vor repeta la sfârșitul veacurilor și va fi această răbufneală a zilelor lui Noe, mai ales într-un an electoral cum este în America și influențează politica mondială. Știți, Iisus a lăsat pe Duhul Sfânt să inspire Sfinții Profeți și Apostoli. Și Apostolul Pavel ne-a vorbit în 1 Timotei 4,1 că în vremurile din urmă oamenii se vor alipi de duhurile dracilor. Acestea sunt zilele lui Noe. Ce însemnează duhurile dracilor? Însemnează o plăcere sălbatică pentru pornografie din partea oamenilor, o plăcere sălbatică pentru cărți pornografice, pentru site-uri pe internet pornografice și pentru legalizarea homosexualismului. De aceea spune acolo, tot așa Sodoma și Gomora, ca și îngerce, au poftit după strange flesh. Even as Sodom and Gomorrah, in the cities about them, in like manner, giving themselves over, a spus altă traducere, over fornication and going after strange battle, okay, after strange flesh. Observați acolo expresia? Carne ciudată, adică nenatural, pentru că sunt nenaturale aceste relații și, din nefericire, anul acesta
în care am intrat, vom asista la o presiune enormă în această direcție a îngăduinței și a înțelegerii homosexualismului. Probabil că se va cere în anumite cercuri inclusiv legalizarea prostituției și a pornografiei pentru că, și a drogurilor, pentru că sunt taxe bune pentru guvern. Bani buni pentru guvern. Unde este originea acestor vremuri? Originea acestor vremuri este în Geneza, capitolul 10, versetele 6, 8, 15 și 19. Fiii lui Ham au fost Cuș, Mitzraim, Put și Canaan. Cuș a născut pe Nimrod. El este acela care a început să fie puternic pe pământ. Canaan a născut pe Sidon, întâiul lui născut, și pe Het. Hotarele cananiților se întindeau de la Sidon, cum mers spre Gerar până la Gaza și cum mers spre Sodoma, Gomora, Adma, Țeboim și până la Leșa. Iată că din Ham se trag obiceiurile acestea și primul care este numit aici este că în vremurile din urmă se vor repeta din nou zilele lui Noe și ale lui Nimrod, pentru că Nimrod se trage de acolo. Și spune, în tradiția iudaică, frașesor, doamnelor și domnilor, puneți pe ecran, în tradiția iudaică, Nimrod spune că avea o preocupare specială cu îmblânzirea leoparzilor. În traducerea veche românească la leopard îi mai spune pardos. Pardos. Și în tradiția iudaică, în scrierile iudaice, de exemplu, în comentariul iudaic numit Zohar, rabinii Eleazar și Simeon, la volumul 1, pagina 250, spune că atunci când Dumnezeu a făcut haine lui Adam și Eva, i-au făcut haine de leopard. Asta nu spunează că neapărat este biblic, dar este o traducere, este o tradiție creată care trebuie să ne spună nouă ceva special. Și anume, hainele acestea lui Adam și Eva au fost predate mai departe patriarhilor, așa, până la Noe. În timpul lui Noe, Ham a luat de la tatăl său bunor în Noe hainele acestea de leopard, pentru că ele îți dădeau putere cu care a fost îmbrăcat Adam și Eva. Și le-a dat lui Nimrod, pentru că a văzut în el dincă de copil că Nimrod va fi ceva special. Iar Nimrod, îmbrăcând hainele acestea, bună oară, a ajuns un mare vânător, un mare om, un foarte influent om, și astfel a devenit șeful primului imperiu creat între oameni, și de asemenea hainele acestea, așa cum se caută astăzi giulgiul Domnului Iisus Hristos, bună oară, și paharul din care s-a băut la cina Domnului, codul Da Vinci, dacă vreți, așa? Deci ce sunt zilele lui Noe, de la Nimrod încoace, este o reînviere a misticismului. O reînviere a misticismului. Și spuneți-mi dumneavoastră dacă nu este drept ce vă spun acum. Anul care s-a încheiat și anul acesta veți vedea, vor fi foarte multe articole și vor fi foarte multe programe de televiziune în care se va accentua Evanghelia lui Iuda, a ajuns bietul Iuda, de a fost prietenul lui Iisus Hristos, Evanghelia lui Toma, Evanghelia Mariei Magdalena, Evangheliile lui Petru, deci cărțile gnostice. Este o întorcere și o obișnuire a bisericii cu misticismul. În loc să creadă Sfânta Scriptură, se întoarce și biserica spre misticism, să fie preocupată mai mult de aceste cărți apocrife neinspirate, demonice, pentru că este timpul ca să se întoarcă lumea spre demonism. Vremurile din urmă sunt pe noi. Un alt aspect. Ați văzut în pasajul de introducere pe care l-am citit, Hermonul și Sionul. În Deuteronom, capitolul 4, versetele 47 la 48, spune că israeliții au pus mâna pe țara lui Sihon și pe țara lui Og, împăratul Basanului. Acești doi împărați ai amoriților erau dincoace de Iordan, la răsărit. Ținutul lor se întindea de la Aroier, care este pe marurile pârâului Arnon, până la muntele Sionului, care este Hermonul. Dar fiți atenți acum, fiți atenți la ce vă spun. Frați și surori, doamnelor și domnilor, Hermonul n-a fost niciodată muntele Sion. Nu știu de ce spune aici Sfânta Scriptură.
Deci am citit din Deuteronom textul care îl avem la început, îl aveți chiar la introducere și pe PowerPoint, textul care l-am pus la început. Deuteronom, capitolul 4, versetele 47 și 48. Să-l puneți înapoi pe ecran ca să vadă, frate, și să citească acum cu atenție. Observați, dacă îl puteți da mai mare, numai pasajul acela să-l vadă, muntele Sionului. Îmi cer scuze de la frații de la stație, că ne-am prevenit că le dăm de lucru, ca să vreau să fie convingător pentru dumneavoastră de lucrurile pe care vi le spun, să nu credeți că citim din alte evanghelie. Dar spune că Hermon, muntele Sionului sau Hermonul. Niciodată Hermonul n-a fost muntele Sionului, dar uitați ce se întâmplă. Uitați. Israeliții au pus stăpânire pe țara lui Sihon și a lui Og, împăratul Basanului, doi împărați ai amoriților, care erau dincoace de Iordan, spre răsăritul soarelui de la Aroier, care este pe malul râului Arnon, până la muntele Sion, adică Hermon. Înainte să apară omul pe pământ, în ziua creației, pământul, cum vă spuneam în altă ocazie, era o grădină minerală, nu o grădină vegetală. Lucrul acesta este cel mai bine descris în Ezechiel 28. Și locul unde pe pământ diavolul, atunci era Lucifer, era fiul zorilor, conducea oștirea cerurilor, este aici, pe Hermon. Aici a fost centru. Pe Hermon. Citiți cu atenție Ezechiel 28, că se vorbește despre împăratul Tirului. Unde este Tirul? Liban, muntele Hermon, deci în ținutul acesta. Lucifer a fost în această zonă a pământului. Și întotdeauna, orice face el, el face în paralel cu Dumnezeu. Și observați care este dorința lui. Care este dorința lui? Să ridice locul lui, ai doma locului lui Dumnezeu. De ce îi spune aici pe muntele Sion, adică Hermonul? Hermon este, Hermon este locul dracilor, nu este Sion, este unul singur, este în Ierusalim, unde a fost templul lui Dumnezeu, dar el vrea să imite de acolo. Pentru că de aceea spune în Isaia 14, mă voi sui pe muntele lui Dumnezeu în parte de miază noapte, voi fi ca cel prea înalt, vrea să stea lângă Dumnezeu. Este această tendință a diavolului tot timpul de a limita pe Dumnezeu și de a-i lua locul. Ori zilele în care noi trăim, frate și surori, Doamne și Domnul, în aceste zile din urmă, sunt zile în care, observați dumneavoastră, preocuparea oamenilor este mai mult cu misticism și cu demonism. Toate lucrurile vor să fie incluse în biserică și toate lucrurile vor să fie aduse în biserică. Presiuni se vor face anul acesta în această direcție mult mai mare pentru ca evangheliile gnostice să fie studiate mai bine, să fie citite mai bine și învățăturile de acolo să fie cunoscute de către biserică. Diavolul este preocupat să te depărteze de adevăr, să ne depărteze de adevăr. Pentru că tot aici la Hermon sunt urieșii. Ați văzut în versetul 47, Sihon și Og. De ce? Pentru că de aici, din Canaan, s-au născut apoi urieșii când israeliții au invadat Canaanul. Nu? Aici s-au născut. Og și Sihon au fost urieși. Dacă vă uitați bine în Biblie, de exemplu, Og, împăratul Basanului, după transformarea în măsurile de astăzi, ale măsurilor biblice, Og avea aproximativ 12 feet și jumătate în înălțime. Ați auzit bine, deci era bun la basket. Așa. 12 feet și jumătate în înălțime și dormea într-un pat de 18 feet de lung, 18 picioare. Aproximativ un om de 4 metri, om de 5 metri. Este uriaș, pentru că în partea aceasta tot timpul lumea din locul acesta este invadată demonic și biserica vrea să fie preocupată. Sunt aceste tendințe făcute tot mai mult pentru ca biserica să nu dea atenție adevărului și când îi spui bisericii unde se află, sigur, criticii care li se pare că știu toate lucrurile, una, două vin să spună, nu este drept, așa ceva nu scrie în Biblie. Ați observat și pasajul pe care l-am citit din Cântarea Cântărilor. Puneți acum pasajul din Cântarea Cântărilor, îl aveți în introducere, pe PowerPoint, Cântarea Cântărilor, capitolul 4, versetul 8.
Vino cu mine din Liban, mireaso, vino cu mine din Liban. Privește din vârful muntelui Amana, din vârful muntelui Senir și Hermon, din vizuinile leilor, din munții pardoșilor sau leopanzilor. Observați cum vorbește Solomon despre biserică? Pentru că sensul lui Solomon este un sens profetic. Spune, biserica este atacată din muntele Hermon, este atacată. Cum? De unde? Din vizuinile leilor. Care sunt aceste vizuinele leilor? Sunt atacurile demonice. Din munții Pardos și din vizuinile Pardoșilor, din munții Pardoșilor, era Nimrod. Asta înseamnă misticismul care vine împotriva bisericii. În Apocalips, capitolul 13, versetele 1 la 5, cuvântul Domnului spune că am văzut ridicându-se din mare o fiară cu 10 corne și 7 capete. Pe corne avea 10 cununi împărătești și pe capete avea nume de hulă. Fiara pe care am văzut-o semăna cu un leopard. Avea labe ca de urs și gură ca o gură de leu. Balaurul i-a dat puterea lui și scaunul lui de domnie. Suntem aproape de evenimentul acesta, după cum vom vedea imediat. Deci ce se întâmplă? Un atac demonic asupra bisericii. O încercare a liderilor bisericii în anul acesta tot mai mare ca să se preocupe mai mult de misticism decât despre adevăr. Și nu este de mirare că de foarte multe ori biserici de felul acesta prosperă pentru că, din nefericire, liderii lor, și aici în America este plin de ei, și în Europa de vest este plin de ei, nu le mai pasă de sufletul omului. Stăteam de vorbă nu de mult cu cineva și a spus, vreau să divorțez și să vin să mă căsătoriți. Nici nu m-aș duce în altă parte decât numai la dumneavoastră să mă căsătoriți. Și am spus, noi nu căsătorim oameni divorțați decât numai după Sfânta Scriptură. Și a spus, dacă nu mă căsătoriți dumneavoastră, să știți că mă căsătoresc americane. Și mi-a dat un nume mare de păstor american. Și am zis, pare rău că frați păstori americani fac lucruri de felul acesta. Asta este atacul împotriva bisericii, atacul împotriva sfințeniei, atacul împotriva inspirației Sfintelor Scripturii. Hai să vedem un scenariu profetic 2008 și după aceea, deci cel de-al doilea lucru. La ce să ne uităm în anul acesta și, sigur, în timpul imediat următor? Primul lucru este Ierusalimul. Uitați-vă la Ierusalim. În sfârșit, Ierusalimul a devenit un potir și o piatră, potrivit Zaharia 12, versetele 2 la 3 și 6. Un potir și o piatră. Iată, voi preface Ierusalimul într-un potir. Fiți atenți acum că vă citesc. În sfârșit, trebuie să înțelegeți ce scrie Domnul despre Ierusalim. Iată, voi preface Ierusalimul într-un potir de amețire pentru popoarele de prin prejur. Și chiar pentru Iuda. Care sunt popoarele de prin prejur? Care sunt? Islamice. Cine are prima problemă cu Ierusalimul? Popoarele islamice și Iuda, Israel. Versetul 3. În ziua aceea voi face din Ierusalim o piatră grea pentru toate popoarele. Cine forțează mâna lui Israel să cedeze Ierusalimul? America, Rusia, China, Uniunea Europeană, ONU. Am ajuns în punctul acesta în care Ierusalimul este piatră de amețire pentru lumea arabă, lumea islamică, de prin prejur, pentru Israel, că nu știu cum să o soluționeze, și este o piatră grea pentru că toate popoarele lumii știu că acesta este secretul păcii, dacă rezolvă problema Ierusalimului, păcii mondiale. Ați înțeles bine și am înțeles bine. În versetul 6, cuvântul Domnului spune, în ziua aceea voi face pe căpetenile lui Iuda ca o vatră de foc sub lemn. Deci evenimente puternice se vor produce, poate în anul acesta, poate imediat în anii următori. Voi face pe căpetenile lui Iuda ca o vatră de foc sub lemn, ca o făclie aprinsă sub snopi. Vor mistui în dreapta și în stânga pe toate popoarele de jur împrejur. Iar Ierusalimul va fi locuit iarăși la locul lui cel vechi. Știți care este locul lui cel vechi? Este să fie capitala eternă a statului evreu. Înseamnă că război se pregătește în Orientul Mijlociu și vom vedea de ce. Deci urmăriți știrile și veți vedea, acesta va fi un subiect internațional de discuții, Ierusalimul, în anul în care am intrat și probabil presiuni să se rezolve cu adevărat să fie cedat.
Doi. Al doilea lucru la care trebuie să citiți cu atenție și să vă uitați este următorul. Presiune ONU pentru aplicarea propunerii clubului din Roma. Clubul din Roma sunt fondatorii Uniunii Europene. În 17 septembrie 1973, clubul din Roma, care au fondat Uniunea Europeană, s-au strâns la un loc și au propus, până acum n-a ieșit afară informația, așa cum este acum pe piață, să se obișnuiască lumea cu ea, au propus divizarea lumii în 10 puncte sau regiuni socioeconomice. După cum urmează, uitați-vă acolo. Dacă puteți să faceți mai mare, cel puțin cele 10 regiuni să vină mai în față, și tot așa ca să poată citi frații mai bine. Prima zonă, Canada, USA și Mexico. O zonă. Zona 2, Uniunea Europeană. Zona 3, Japonia. Zona 4, Australia cu Noua Zeelandă, cu Africa de Sud, cu Israel și insulele Pacificului. Le citiți mai bine și pe ecran acum, lăsați-le și pentru cei de la internet să vadă. Zona 5, Europa de Răsărit. Zona 6, America Latină, America Centrală vorbesc, și de Sud. Zona numărul 7, Africa de Nord și Orientul Mijlociu Islamic. Zona numărul 8, Africa Centrală. Zona numărul 9, Asia de Sud și Sud-Est. Și zona a 10, Asia Centrală. Deci s-a propus în 73 și acum sunt presiuni să se pună în aplicare. Prima dată s-a făcut presiune în Europa, a doua presiune s-a făcut în America. Bill Clinton a fost cel care a semnat NAFTA ca să se creeze o zonă economică Canada, Statele Unite, Mexic. Să știți că la început Mexicul n-a fost inclus. Până la urmă, după propunerea clubului din Roma, au fost forțați să includă și Mexicul. Și fiecare zonă din aceasta, spune clubul din Roma, va fi condusă de un președinte de tip împărat. Am citit în Isaia 27 cu 1, la începutul pasajelor mele, că Domnul va distruge balaurul în ziua aceea. Aduceți-vă aminte ce spune Sfânta Scriptură în Apocalipsa capitolul 17, că în vremurile din urmă va fi un conglomerat, un balaur cu 10 capete, care va lucra cu fiara care se ridică din mare, dintre neamuri, așa, adică cu anticrist, și anticrist va numi împărat pentru fiecare din aceste zone, din aceste centre, pentru ca lumea să poată să fie controlată, coordonată, să se poată impune un sistem economic unitar și tot banul omenirii să fie controlat printr-un societate cashless, fără cash. 666. În anul acesta și în anii imediat următori vor fi tot mai des discuții în ONU ca să se pună în aplicație divizarea lumii, pentru că se va spune este mai eficient, sunt mai ușor de controlat oamenii, mai ușor de controlat focarele de război, mai ușor de controlat resursele lumii. Și lucrurile acestea, din nou, frați și surori, doamnelor și domnilor, nu sunt scoase de undeva, acum puteți să le accesați și pe internet, sunt lucrurile care se întâmplă sub ochii noștri și conturul acesta al vremurilor din urmă este tot mai limpede, mai clar. 3. Lansarea Chinei pe plan politic, economic, militar și influență ca superputere după Jocurile Olimpice din vară. Jocurile Olimpice în vară vor fi în China. China se va folosi de acest eveniment mondial care atrage atenția lumii întregi ca să se lanseze și să se impună pe piața mondială drept o superputere reală și China va ajunge o superputere reală, dar anul acesta pentru China este un an de salt. De fapt, economia Americii la ora actuală depinde foarte mult de China. America nu poate strănuta mult ca să supere China, pentru că dolarul nostru vine din China și este controlat din China la ora actuală. China se va impune ca o superputere, va avea un cuvânt în zilele din urmă, așa cum spune în Apocalipsa capitolul 16, versetele 12,
Naucutes, pe cel 16, al șaselea înger a vărsat potirul lui pe râul cel mare, Eufrat, și apa lui a secat ca să fie pregătită calea împăraților care au să vină din răsărit. Îngerul al șaselea a sunat din trâmbiță și am auzit un glas din cele patru coarne ale altarului de aur, care este înaintea lui Dumnezeu. Și zicând îngerului al șaselea care avea trâmbița, dezleagă pe cei patru îngeri care sunt legați la râul cel mare, Eufrat. Și cei patru îngeri care stăteau gata pentru ziua, ceasul, luna și anul acela, deci nu e anul acesta, să nu că nimeni, dar anul acesta se lansează. China. Au fost dezlegați ca să omoare a treia parte din oameni. Oștirea lor era număr de 20.000 de ori 10.000, adică 200 de milioane. 20.000 ori 10.000 e 200 de milioane. Le-am auzit numărul. Dumnezeu nu dă cifre aproximative. Tot anul acesta va fi o relansare pe plan mondial a Rusiei, a lui Gog, cred că e neam cu altcineva, cum v-am spus deseori, și a Iranului. Pentru că pactul acesta, alianța aceasta, din Ezechiel 38-39, trebuie să fie tot mai în față. Vladimir Putin, ați auzit și am anunțat, posibilitatea, terminându-și mandatul prezidențial, să fie viitorul premier al Rusiei, primul ministru, și bineînțeles că fiind primul ministru, președintele care va fi la putere va fi un manechin. Pentru că el este implicat foarte mult în această relație cu Iranul, pregătindu-se războiul lui Gog. 5. Ce se va întâmpla anul acesta? Ce vom vedea foarte mult, că am spus, uitați-vă la Israel, la Ierusalim, dar uitați-vă la Israel în general. Să nu ne surprindă pe nimeni că s-ar putea anul acesta să auzim negocieri israelo-arabe pentru reconstruirea celui de-al treilea templu. Ca să se facă pace în Orientul Mijlociu, evreii vor spune, ok, domnilor, noi vă dăm Ierusalim, dar ne trebuie și noi un templu. Nu? De ce evreii să aibă și islamicii să aibă și moschei acolo, noi să nu avem un templu măcar? Și sub presiunea Rusiei, Americii, Uniunii Europene, a Chinei și a ONU-lui, s-ar putea să se, probabil sunt deja, dar s-a auzit banul acesta din spate la negocierile pentru formarea statului palestinian, ca o biruință de politică externă a președintelui Bush, la încheierea mandatului său prezidențial, să se forțeze și mâna evreilor să se creeze statul palestinian și să se cedea Ierusalimul, dar și mâna islamicilor, arabilor, ca să se construiască templu. Frașesturilor, doamne și domnilor, vă rog să fiți atenți la următorul lucru pe care vi-l spun acum. Crearea unui stat palestinian nu este hotărâtă de Dumnezeu să se întâmple, nu e decretată de Dumnezeu, dar e permisă de Dumnezeu. De crearea unui stat palestinian depinde, după profețiile biblice, nimicirea Amanului și Damascului, Iordaniei și Siriei. Sunt grele lucruri acestea să le scrie în profeții, nu? Acestea sunt lucrurile pe care Biblia le revelează și de aceea noi trebuie să le vorbim oamenilor, fără nici cea mai mică temere. Uitați ce spune cuvântul Domnului. Ezechiel 35, versetele 1 la 10, am să citesc. Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel. Fiul omului, întoarce-te cu fața spre muntele Seir, asta înseamnă spre Liban, spre Iordania, spre Siria. Prorocește împotriva lui și zi, așa vorbește Domnul Dumnezeu. Iată, am necas pe tine muntele Seirului, îmi întind mâna împotriva ta și te prefac într-o pustietate și într-un pustiu. Ați auzit? Pustietate și pustiu. Îți voi preface cetățile în dărâmături, vei ajunge o pustietate ca să știi că eu sunt Domnul. De ce? Pentru că aveai o ură veșnică și ai doborât cu sabie pe copiii lui Israel în ziua necazului lor, la vreme când nelegiuirea era la culme. De aceea, pe viața mea, zice Domnul Dumnezeu, că te voi face sânge și te va urmări sângele. Fiindcă ai urât sângele, de aceea sângele te va urmări. N-ai urât sângele, sângele te va urmări. Voi preface muntele Seir într-o pustietate și într-un pustiu și voi nimici cu desăvârșire din el pe cei ce se duc și pe cei ce se întorc. Uitați, citesc versetul 10. Pentru că ai zis, fiți atenți la acest verset, uitați-vă bine la el acolo că este scris. Pentru că ai zis, a zis Seirul, Edomul, Iordania, Amanul, aceste două neamuri și aceste două țări
două țări vor fi ale mele și le vom lua în stăpânire, măcar că Domnul era acolo. E acolo Betelul, frate și surori, acolo e numele Domnului. Dar pentru că te-ai îngânfat și ai zis cu crearea statului palestinian, noi iordanienii care suntem 60% palestinieni, ne vom mări și vom fi un stat mai puternic, vom năvăli peste Israel, deci este nevoie de un stat palestinian. Pentru că ai zis, de aceea spune, Domnul se va mânia pe tine și te va preface într-o ruină. Damascul este nimicit, Amanul, capitala Iordaniei, va fi nimicită. De ce? Sunt două neamuri, două state aici create, peste care va veni această putere, Edomul, Iordanei de astăzi, și Siria, bineînțeles, se va implica acolo. Am intrat în al 60-lea an de istorie profetică a statului evreu. Am să vă spun iarăși ceva foarte important și vă rog mult și pe dumneavoastră care sunteți cu mine în biserică, dar mai ales pe dumneavoastră cei de la interne care nu sunteți obișnuiți cu adâncimea cu care se vorbește în această biserică, și lucrul acesta spun cu smerenie cea mai mare și cu respectul cel mai mare pentru fiecare. Însă voi face o afirmație care o să vă cutremure conștiința. De aceea vă rog să fiți atenți la afirmație. Am intrat în anul 60 al statului Israel. Potrivit unor comentatori biblici, cum este doctorul Grant Jeffrey, Mark Hitchcock, Chuck Missler, unii l-ascultați aici la Calvary Chapel, Randall Price, John Hagee, l-ascultați la televizor. Potrivit acestor comentatori, citesc, noi suntem îndreptățiți să credem că suntem generația care va vedea venirea a doua a Domnului nostru Iisus Hristos. Doctorul Grant Jeffrey face chiar o observație demnă de luat în seamă asupra înțelesului expresiei neamul acesta de oameni sau generația aceasta care vede smochinul înfrunzind, adică pe Israel revenind acasă, potrivit Matei 24, 32 la 34, citesc pasajul și vă rog să ascultați ce spune Grant Jeffrey. Deci eu vă spun ce spune Grant Jeffrey. De la smochin învățați pilda lui. Când îi frăgezește și înfrunzește mlădița, știți că vara este aproape. Tot așa și voi. Când veți vedea toate aceste lucruri, să știți că Fiul omului este aproape, este chiar la ușă. Adevărat vă spun, a zis Mântuitorul, că nu va trece neamul acesta de oameni, deci care va vedea lucrurile acestea, până se vor întâmpla toate aceste lucruri. Acum, smochinul a înfrunzit, este Israel, este clar că este Israel, și Iisus Hristos a spus, generația care va vedea smochinul înfrunzit nu va pieri să nu vadă venirea Fiului omului. Uitați ce spune Grant Jeffrey. Doctorul Grant Jeffrey spune că nu știm cât este de lungă o generație, 40 de ani, 38 de ani, 60 de ani, 100 de ani, cum spuneam și eu în altă parte, nu știm, dar știm o altă profeție despre viața omului, Psalmul 90 cu 10. Anii vieții noastre se ridică la 70 de ani, iar pentru cei mai tari la 80 de ani. Din moment ce Israel s-a renăscut în 1948, iar anul acesta sărbătorește 60 de ani, am mai avea 10 ani, poate 20. Dar pentru unii nici atâta, că vor muri înainte de 10 și înainte de 20. Și Grant Jeffrey și eu spun următorul lucru. Nu putem să fim dogmatici cu această interpretare biblică, dar trebuie să fim atenți. Trebuie să fim gata, ca și când Domnul ar veni în clipa următoare. Sunteți de acord? Atunci ați înțeles ce am spus. Nu faceți casete și umblați cu ele și spuneți că am spus altceva. 3. Dar până atunci, ce e de făcut în fața acestor lucruri care se întâmplă sub ochii noștri? Ori este posibil să se desfășoare sub ochii noștri, anul acesta sau în anii imediat următori.
Primul lucru, iubește cuvântul Domnului. 2 Timotei 4, 1 la 5. Te rog fierbinte înaintea lui Dumnezeu. Deci nu evangheliile gnostice. Eram într-o biserică și au venit la mine 4 tineri. Și a zis, frate Gog, de unde putem să punem și noi mâna pe Evanghelia lui Iuda? Și a zis, mergeți băi și puneți mâna pe Evanghelia Domnului. Că aia voi încă n-ați văzut-o. Vă trebuie Evanghelia lui Iuda. Sunteți neam cu el sau care treabă? Nu este o ofensă. Preocupați să citească gunoiul, să citească Biblie. Tendem fierbinte înaintea lui Dumnezeu și înaintea lui Iisus Hristos. Propovădește cuvântul, stăruiește asupra lui la timp și ne la timp, dacă vrei să înțelegi timpul ele. Nu? Căci va veni vremea când oamenii nu vor putea să sufere învățătura sănătoasă. Lasă, că nu ne trebuie să ne spună Gog. Ci vor gâdila urechile să audă lucruri plăcute. Toată lumea merge în rai, fraților. Și își vor da învățători după poftele inimilor. Nu vedeți că acest lucru se întâmplă sub ochii noștri? 2. Dă-te pildă bisericii și semenului. 2 Timotei 3, 10 la 15. Tu însă ai urmărit îndeaproape învățătura mea, purtarea mea, hotărârea mea, credința mea, îndelunga mea răbdare, dragostea mea, răbdarea mea, prigonirile și suferințele care au venit peste mine în Antiohia, în Iconia, în Listra. Știi ce prigonire am rădat și totuși Domnul m-a izbăvit din toate. Dar oamenii rei și înșelători vor merge din rău în mai rău, vor amăgi pe alții și se vor amăgi pe ei înșiși. Tu să rămâi la lucrurile pe care le-ai învățat și de care ești deplin încredințat, că știi de la cine le-ai învățat. Din pruncie cunoști Sfintele Scripturi, tinerilor. Uiteți copiii noștri, vă iubesc ca pe sufletul meu, puneți mâna pe Biblie. Mai lăsați internetul, mână pe Scriptură. Nu la duhurile dracilor, care se trezesc din nou și care vor fi lăsate în ultima vreme să vină sub formă de lăcuste, vor fi deschiși din nou din adânc să vină. Vor avea și căpetenie peste ei, măcar că înțeleptul Solomon spune, lăcustele n-au căpetenie, dracii au căpetenie pe Anticrist. Citiți Apocalipsa capitolul 9, 1 la 11. 3. Fii activ în lucrul Domnului. Pe când ascultau aceste lucruri, Luca 19, 11 la 13, Iisus a mai spus o pildă. Pentru că era aproape de Ierusalim și ei credeau că împărăția lui Dumnezeu are să se arate îndată. Deci a zis, un om de neamare s-a dus într-o țară depărtată ca să-și ia o împărăție și apoi să se întoarcă. A chemat 10 din robii săi, le-a dat 10 poli și le-a zis, puneți-i negoț până mă voi întoarce. Vreți să citești în limba engleză? Sună mai plăcut pentru voi. Occupy till I come. Busy. Busy pentru Domnul. Ocupați pentru Domnul. Ocupați pentru Domnul. Totdeauna sunteți obosiți când este vorba să fiți ocupați pentru Domnul. Trebați dirijori. Trebați păstori. Trebați lideri. 4. Cercetează spre cunoaștere activă cuvântul Domnului. 1 Petru 1, 10 la 13. Profeții care au vorbit despre harul care vă era păstrat vouă au făcut din mântuirea aceasta ținta cercetării și căutării lor stăruitoare. Ei cercetau să vadă ce vreme și ce împrejurări avea în vedere Duhul lui Hristos care era în ei, când vestea mai dinainte patimile lui Hristos și slava de care avea să fie urmate, adică venirea Lui. Lor le-a fost descoperit că nu pentru ei înșiși, ci pentru voi, spunea ei, aceste lucruri, pe care vi le-au vestit acum cei ce v-au propovăduit Evanghelia prin Duhul Sfânt trimis din cer și în care chiar îngerii doresc să privească. Ia uitați-vă, frașii și surori, doamnelor și domnilor, tineri și tinere, și îngerii sunt interesați să citească în Evanghelie, în Scriptură, nu în misticism, în Nimrod, că au găsit pantalone, nu știu ce, buși. Evanghelia,
De aceea încingeți-vă coapsele minții voastre, adică îmbrăcați-vă cu cunoștință, fiți trezi și puneți-vă tot în nădejde în harul care vă va fi adus la arătarea lui Iisus Hristos. În concluzie, ca să nu obosim prea tare, adevărul este acesta pe care l-a spus Iisus, iar când noi, l-a spus Pavel, iar când îl spun eu acum, la 1 ianuarie 2008, nu pentru că l-a spus, nu pentru că mă pun eu în șirul lor, dar vorbind în timp față de Iisus și față de Pavel. Și Pavel a spus, mântuirea este mai aproape de noi decât atunci când am crezut. Este mai aproape acum 2000 de ani după, nu? Cred că e mai aproape un pic. Vremea este aproape, deci. Pot să spun lucrul acesta. Noi, ca sare a pământului, trebuie să ne păstrăm gustul, adică Duhul Sfânt în noi și puterea de prezervare. Dar dacă ne gâdile firea, să auzim numai ce ne place și fugim numai la Calvary Chapel și la Saddleback și la Joel Austin și în multe alte părți, grijă. Grijă cu cunoașterea voastră. Pentru toți aceștia, cuvântul Domnului este acesta. Cercetați toate lucrurile, dar păstrați ce-i bun, nu ce place firii pământești. Că este și ce-i bun, nu? Este. Nu curiozități. Anul care s-a încheiat, a fost un eveniment care pe mine, când l-am citit, m-a cutremurat și aceasta m-a îndreptățit să pot să afirm că trăim vremurile lui Noe, cum a spus Iisus Hristos, și că acestea înseamnă, când oamenii beau, se însurau, se măritau, este o perversiune sexuală fără precedent. Asta înseamnă perversiune sexuală fără precedent și este tot mai deschisă, tot mai vulgară. Inclusiv, uitați-vă noastră unde ajung de multe ori și posturile de televiziune creștină. Lumea săracă își trimite banul acolo, orfanul, văduva. Și trebuie fondatorii posturilor de radio și televiziune toți să fie cu câini în brață? Să-mi ierte Domnul. Să-mi ierte Domnul. Păi când ne-au spus unii că vom fi în cer cu câini. Biblia mea scrie că afară sunt câini. Și la propriu și la figurat. Biserica luterană a Suediei, care e biserică de stat în Suedia, a votat anul trecut aproape în unanimitate acceptarea căsătoriilor homosexuale și hotărârea păstorilor și episcopilor luterani de a oficia aceste căsătorii homosexuale în biserică. Eu cred că trăim vremurile din urmă. Și după ei se vor lua repede, repede și alții. În Uniunea Europeană, presiuni vor fi făcute în America. Iisus a spus, zilele din urmă vor fi ca zilele lui Noe, când spiritul acesta despre care a zis Apostolul Pavel, oamenii se vor lepăda de credința sănătoasă și se vor lipi de duhurile dracilor. Gust pentru pornografie, gust pentru homosexualism, gust pentru prostituție, gust pentru dezmăți, gust pentru concubinaj, gust pentru afers. Poți să fii primul ministru și să mesteci gumă până în tavan și să trăiești și să spui caracterul nu contează. Dumnezeu judecă lumea după caracter și caracterul trebuie să fie sfânt. Dacă vrei să aștepți pe venirea Domnului, trebuie să fiu sfânt, trebuie să fii sfânt. 1 Petru, capitolul 4, versetele 2 Petru, capitolul 3, versetele 11 la 14, cu care conclud. Sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape. Fiți înțelepți, dar și vegheați în vegherea rugăciunii. Deci, fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, ce fel de oameni ar trebui să fiți voi printr-o purtare sfântă și evlavioasă? Așteptând și grăbind venirea zilei lui Dumnezeu, în care cerurile aprinse se vor pieri și trupurile cerești se vor topi de căldura focului.
Dar noi, după făgăduința lui, așteptăm ceruri noi și un pământ nou în care va locui neprihănirea. De aceea, preiubiților, fiindcă așteptați aceste lucruri, siliți-vă să fiți găsiți înaintea lui Hristos, fără prihană, fără vină și în ceartă. În pace, ha? Crezi că nu m-ați putut urmări, prea obosiți. Și în pace. Poate să spună Biserica lui Hristos, vino Doamne Iisuse? Amin. Deci vremea este aproape. Scopul mesajului este să-L glorificăm pe Domnul. Scopul mesajului este nu să umplem de groază pe cineva, cum se scoală chiar păstori de noștri români și zice, ce mesaje profetice vă trebuie să vă umple de groază? Eu nu cred că ne umple de groază. Pe mine venirea Domnului mă umple de bucurie. Mă umple de bucurie. Sunt bucuros că e tot mai aproape. Și de asemenea mă face să fiu treaz. Ca să văd unde mă găsesc și așa cum spunea aici, și venirea Lui să mă găsească în pace. Mă rog Domnului și Mântuitorului meu Iisus Hristos ca venirea Lui să te găsească și pe tine în pace. Și pe tine în pace, care ești la internet. Și cuvântul pe care l-am auzit să-l punem la inimă, ascultați-l și reascultați-l. Vom avea și DVD-ul și CD-ul la dispoziția dumneavoastră, l-aveți și pe internet. Trimiteți-l și faceți-l accesibil la cât mai mulți, pentru că este bine să învățăm cuvântul Domnului cât mai mult. Mulțumim Domnului pentru cuvântul Său și vă mulțumesc dumneavoastră pentru răbdarea care ați avut-o să mă urmăriți aproape o oră și nu știu câte minute, ne spun frații de acolo de la internet. Studiile profetice sunt mai adânci și iau timp, mai atunci când spune mai multe lucruri odată. Dacă am vrea să studiem așa ușurel, sigur că am putea merge câte o jumătate de oră odată, dar la început de an ne luăm timp să mergem cu mai multe lucruri. Deschideți-vă mintea, deschideți-vă inima și veți vedea și vom vedea că aceste lucruri e posibil să se desfășoare sub ochii noștri în anul în care am intrat și mai ales posibil ca aceste comentarii ale acestor bărbați mari, John Hagee, Grant Jeffrey, să aibă un sens biblic foarte adânc. Ne ridicăm în picioare și ne întoarcem cu inima către creanga de migdal. Ce vezi, Ieremia? Văd o creangă de migdal. Și ce a spus Dumnezeu? Bine ai văzut, Ieremia, căci eu sunt creanga aia de migdal. El este. Știți de ce el este? Care toiag am frunzit, am mugurit, am frunzit, a înflorit, a făcut fructe într-o noapte. Care toiag? Al lui Aron. Toiagul preoțesc. Și de ce a fost toiagul lui? De migdal. Citeți bine în Biblie. Iisus este marele nostru preot. Este marele nostru preot. Haideți să avem privirile ațintite asupra lui. Ce vezi, Ieremia? Eu văd o creangă de migdal. Îl văd pe Iisus, pomul vieții. Deci s-ar părea că mărul pomul vieții nu fi mărul lui Adam, cum se numea, ci poate să fie migdalul, nu? Nu intrăm în alte dezbateri, că sunt prea multe într-o zi. Haideți să ne rugăm Domnului și să cerem Domnului să ne dea într-adevăr o inimă bună și o minte curată. Să fim sarea pământului și lumina lumii. Să fim oameni care să iubim venirea Lui și să grăbim această venire prin purtarea noastră sfântă și evlavioasă. Ne rugăm Domnului cu toții.